Urmează o dublă cu Austria și Italia. Cât de importante sunt aceste meciuri pentru viitorul apropiat al naționalei? Nu, este foarte important, pentru că jucăm cu Austria, o echipă care an de an se califică că poate obținem și mondiale, deci jucăm cu o echipă experimentată, iar pentru noi începutul este unul, cred că, foarte important, e clar, dar poate fi și hotărător în cine va ocupa primul loc în această grupă, pentru că noi cu Austria va trebui să ne batem, zic eu, și trebuie să facem un meci foarte bun acolo, un meci care să ne ajută să ne dea speranțe în a califica mai departe. Ați vizionat un meci al Austriei cu Spania la ședința tehnică. Ce puncte forte are Austria și cu ce putem contracara noi? Din câte am văzut, au o apărare foarte bine pusă la punct, o apărare puternică, au două extreme care pleacă foarte bine pe contraatac. Marea majoritatea golurilor, cam ei le dau, sunt doi jucători care evoluează în Bundesliga, cel mai puternic campionat din lume. Cred că dacă vom reuși să înscriem mult mai ușor și să ne dăm mingi pe faza a doua, pe contraatac, cred că putem să învingem. Multă baftă!